Astăzi vom discuta despre valență și formulă chimică. În lecția de astăzi vom discuta despre valența elementelor și scrierea formulei chimice cu ajutorul valenței. Învățat că atomii elementelor care nu au configurație stabilă pe ultimul strat pot ajunge la o astfel de configurație prin cedare sau acceptare de electroni. Dacă luăm exemplu atomului de calciu care are 20 de electroni repartizați pe stratul K 2 electroni, pe stratul L 8 electroni, pe stratul M 8 electroni și pe stratul N 2 electroni, pentru a ajunge la configurație stabilă, cedează cei 2 electroni de pe ultimul strat, formând ionul pozitiv calciu 2+. Atomul de oxigen, care are 8 electroni repartizați pe primul strat 2 și pe al doilea 6, pentru a ajunge la configurație stabilă de octet, acceptă 2 electroni și formează ionul negativ oxigen 2-. În condiții de reacție, se formează simultan ionul pozitiv și ionul negativ, calciu 2+ și oxigen 2-, care se atrag și formează substanța compusă calciu-oxigen, numită oxid de calciu. Pentru a ajunge la configurație stabilă de gaz rar, elementele pot pune în comun electroni. Punerea în comun de electroni și formarea de molecule este specifică elementelor cu caracter nemetalic, cu excepția gazelor rare. Dacă luăm astfel exemplul elementelor hidrogen și flor, hidrogenul având un electron pe stratul K, florul 9 electroni repartizați 2 pe stratul K, 7 pe stratul L, pentru a ajunge la configurație stabilă, aceste elemente pun în comun câte un electron. Se observă că amândouă elementele formează configurație stabilă de gaz rar, hidrogenul de dublet, iar florul de octet, formându-se astfel molecula hidrogen-flor, care se numește acid fluorhidric. Atomilor se realizează prin intermediul învelișului lor de electroni. Numărul electronilor de pe ultimul strat al unui atom determină capacitatea acestuia de a se combina cu atomii altor elemente, fie prin cedare-acceptare, fie prin punere în comun de electroni, așa cum am observat mai devreme. Capacitatea atomilor unui element de a se combina cu atomii altui element se numește valență. La nivel atomic, valența este egală cu numărul de electroni cedați, primiți sau puși în comun de fiecare atom în timpul reacțiilor chimice. Stratul de electroni pe care se găsesc electronii cedați, primiți sau puși în comun de către un atom se numește strat de valență. Electronii care se găsesc în stratul de valență se numesc electroni de valență. Termină astfel valența elementelor. Elementele din grupa 1 au pe ultimul strat un electron și pentru a ajunge la configurație stabilă, cedează acest electron, deci au valența 1. Elementele din grupa a doua au pe ultimul strat 2 electroni, deci au valența 2. Elementele din grupa 13 sau a treia principală au pe ultimul strat 3 electroni de valență, au valența 3. Elementele din grupa 14, a patra principală, au 4 electroni de valență, deci au valența 4. Elementele din grupa 15, a cincea principală, au 5 electroni de valență și pentru a ajunge la configurație stabilă de octet, acceptă 3 electroni sau pun în comun 3 electroni, de aceea au valența 3.
Elementele din grupa 16 au 6 electroni de valență, deci primesc 2 electroni sau pun în comun 2 electroni, au valența 2. Iar elementele din grupa 17, a 7-a principală, au pe ultimul strat 7 electroni, deci acceptă sau pun în comun 1 electron, au valența 1. Elementele din grupele 15, 16, 17 pot avea mai multe valențe, valența maximă fiind egală cu numărul de electron de pe ultimul strat. Metalele tranziționale. De exemplu, argintul are valența 1, zincul are valența 2. Există și metale cu valență variabilă, cum ar fi cuprul, care are valențele 1 și 2, sau fierul, care are valențele 2 și 3. Formula chimică. Notația prescurtată, care evidențiază tipul și numărul de atomi care se asociază pentru a forma o substanță, se numește formulă chimică. Formula chimică este alcătuită din simbolurile chimice ale elementelor componente, însoțite în partea din dreapta jos de un număr care indică numărul de atom din acel element. Acest număr se numește indice. Simbolul chimic indică un atom din acel element. De exemplu, dacă luăm formula chimică aluminiu 2, oxigen 3, simbolurile chimice ale elementelor componente sunt Al pentru aluminiu și O pentru oxigen, iar numerele de jos, indici numerici, arată numărul de atomi a elementului respectiv. Deci această substanță este formată din 2 atomi de aluminiu și 3 atomi de oxigen. Ca unei substanțe se poate determina astfel. Deci elementul A are valența X, elementul B are valența Y. Valența unui element devine indice pentru celălalt element, deci formula chimică va fi AYBX. Să luăm câteva exemple. Dacă avem elementul chimic fier cu valența 3 și sulf cu valența 2. Valența unui element devine indice pentru celălalt element. Deci, formula chimică va fi fier 2, sulf 3. Un al doilea exemplu. Dacă avem substanța chimică formată din calciu, care are valența 2, și clor, care are valența 1. Valența unui element devine indice pentru celălalt element. Deci, formula va fi calciu-clor 2, pentru că indicele 1 nu se scrie. Corelează elementul chimic cu valența. În coloana din stânga ai simbolurile mai multor elemente, iar în coloana din dreapta, valențele elementelor. Corelează fiecare element chimic cu valența corespunzătoare. După rezolvarea exercițiului anterior, după determinarea valenței, scrie formulele substanțelor formate din magneziu și fosfor, aluminiu și clor, sodiu și clor și carbon și hidrogen. Oprește filmulețul și repornește-l pentru verificare după rezolvarea exercițiului. Rezolvare. Formulele corecte sunt magneziu 3, fosfor 2, aluminiu clor 3, sodiu clor, carbon hidrogen 4. Așa ai rezolvat și tu